Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună, Alexandra! Bună, Sofia! Mă bucur să te cunosc. Ești o frumusețe de fetiță. Mulțumesc! Câți ani ai? 8 ani. Mulți înainte! Alexandra, ce gânduri te aduc pe la noi? Un cuțit. Nu de aur, dar măcar un loc în echipă. Dar acum, dacă ai trece mai departe, în ce echipă ți-ar plăcea? Măi, acum o să mergem către șef Pontea, mă regăsesc cu stilul de rețete, de și agătii. De acasă. Da, și de casă. Atunci îți urez mult succes. Mulțumesc frumos. Să ajungi în ce echipă vrei tu. Da. Voi găti chiftele marinate de porc vită cu piure de cartofi. Să sperăm că le va place și șefilor. Spor la gătit! Mie îmi place să gătesc. Este sanctuar. Nu știu dacă e un cuvânt mare sau dacă exagerez. Este o pasiune produsă din copilărie de bunica, pentru că mă ținea pe lângă ea în bucătărie să tot gătesc și avea o vorbă. Pune mâna și-n vasă să faci de mâncare, că mâine pe mine te măriți și nu o să te ia nimeni. Și eu de mic așa am văzut că banul ține loc de multe. Și chestiile astea te motivează în viața de obicei. Și știu și mi-am pus ambiția. Eu trebuie să fac milionul ăla de euro. Eu am avut mai multe încercări. Da, o ieșit. Am încercat să fac un restaurant. A venit un bucătar, 17 ani de Italia avea, iar în contract a avut pretenția duminică să fie liber. Și pleacă bucătarul într-o duminică liber. Mi s-a umplut restaurant. Ospătarii vin la mine, nu facem față. Zic, și ce facem acum? Că zic, ăsta nu vine. Și am intrat în bucătărie. Acum, după ceva timp, mi se întorcea farfurii. Și intra ospătarii în spate. Ce fac? Se întorc farfurile goale, cum nu se întorc nici la bucătarul nostru. Deci 17 am plecat în Italia. Zic, nu cred așa ceva. Acum vine și întreb pe cineva. Cum s-ar simți? Așa mi-am crescut. Gătesc orice, mai puțin bucătăria asta, fusion și moleculară. Sunt pe clasic. Gospodina aia clasică, doar că iese gust. N-a durat mult toată treaba asta, pentru că erau oameni în jurul meu, aveam niște relații și era într-o locație în care eu încurcam. Era drumul ăla spre Slatina, Craiova. Dar cine bă asta de la București a venit la aici, la noi, face ea restaurant? Pe cine e? Au avut grijă încât să mă pună la pământ. Ăla a fost visul care eu credeam că fac milion de euro. La eram sigură. Mă văd foarte competitivă, mă văd acolo, implicată cu totul. Eu când mă puneam pe canapea, mușcam din pernă. Băi, dar nu vede, mă, telul. Bă, dar nu vede, mă, că ars ceapa. Cred că știu toate emisiunile pe de rost. Și a fost o perioadă în care Scărlă a fost feblesea mea. A fost omul pentru care am zis, da, bă, eu mă duc. Eu mă duc acolo că trebuie să-i arăt eu ce gătesc eu și ce știu eu să fac. Așa amatoare cum sunt, că nu am nici cursuri, nici nu sunt bucătar. La un moment dat a visat o chestie foarte ciudată vis-a-vis de Scărlă. Urma să ne căsătorim. Atât de fascinat eram de el. Dar... ce crezi? A fost doar un vis. I-am văzut că el are foarte multe admiratoare acolo când se deschid ușile. Multe Scărlă, Scărlă, Scărlă. Eu am fost așa în umbră. Știi? L-am iubit în tăcere, în taină. Și între timp m-am răzgândit. Sunt foarte curioasă să văd ce spune șef Sorin de marinată. Chiftelele sunt de la Pontea, piureul de la Florin și de scărlătesc cu nimic. Niște clătite trebuia să-i fac. Am venit la insistențele mamei, am venit la insistențele cunoscuților și am venit căpătând încredere așa în mine și am zis, bă, dar ce se poate întâmpla acolo? Că sunt trei șefi, nu sunt trei balauri. Asta e. Cred că e desert. Lava cake? Lava cake! Ce-au ieșit chiftelele de mea, băi! Chiftele marinate. Când văd chiftele cu sos, îmi vine doar scărlătesc în cap. Uite, așa am primit. Nu. Ba, nu m-a cuțit, ai uitat când am câștigat amuletă cu chiftele. Dar de ce ești așa supărat, Sorine? Ți îți gătește des acasă? Da, și face foarte bună mâncare. Eu cred. Ia zi-te, ce crezi tu, dragul? Că dacă încep să fac chiftele, să încep să câștig și amuletă. N-au fost fierte în sos, nu cred. Sorine, e rețeta ta și piureul tău. La tine nu-ți dau nimic. Cine a făcut chiftele marinate cu piure? O băbuță. Chiftele marinate mi se pare așa, o mâncare gătită de doamne pentru bărbați. Să-i pună la somn. Cum să-i pună la somn? Deci să-i pună la somn? Când vrea să scape de el, da. Bagă niște chiftele cu sos. Și cred că este un bărbat care a învățat să-și gătească treaba asta pentru că suferă de insomnie. Și atunci mănâncă asta și doarme. Nu le-a plăcut. N-am mâncat.
Eu zic că e o doamnă. 65 de ani. Mulțumesc. Fostă profesoară de chimie. De ce chimie? Face experimente. Câte tablou Mendeleev gastronomic. Doamna de chimie a descoperit chimia dintre chiftea, sos și pire. Ok. Vrei soma? Hai să votăm. Hai să votăm chifteluța Buclucaș. Fac chiftele din șervețel. Nu! Oh, doamne! Cum să faceți așa ceva? De câte ori mă uit la chiftele, îl văd pe scârnătăți. Dar mă, știu că tu ești hater la chiftele. Nu, după asta și mă enervează. Aici e necazul mare. Mă mai țineți mult aici, că leșin. Pe el îl enervează doar chiftelele făcute de mine. Ai. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. Mamă, cât am așteptat momentul ăsta. Alexandra este numele meu, 33 de ani, din București. Mulți înainte. Am venit în fața voastră cu un preparat simplu, clasic, dar zic eu bun, delicios. Acum să-mi spuneți dumneavoastră dacă e bine ce am gătit. Este adevărat că îl gătiți ăsta pentru soț, iubit, prieten, ca să-l trimiteți la somn? Soț, iubit nu am. Am gătit pentru vecin. Dacă aș știți cum tremur... De ce tremur? Ia-mi ține mânuța așa. Îți tremură degețelele? Da. Și pe la noi cu ce ocazie? Mai de mult. Aș fi venit pentru dumneavoastră, dar acum nu mai vreau. Ana, da. De ce, Sac? De ce? Ia stai că se ia de scârlătescu. Crezi? Nu, a zis sigur. Ce? Păi circulă așa niște vești prin cancanul ăsta. Adică, prin oraș. Ia spune-ne și nouă, ce zice bărfa până oraș? Și-a găsit un cuib. Păi și ce e atât de rău? Păi este rău pentru admiratoare în taină, cum am fost eu una dintre ele și restul care ne-a mai etalat între timp. Vezi, care mă? Și eu le-am văzut în toate sezoanele. Păi dacă veneați mai devreme, poate cine știe? Da, înscrierea mea la șef la cuțitei se datorează mamei mele. Mai curajoasă decât da, tine. Da, 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 corect. Mult mai curajoasă. Da. Ea a avut curaj să te înscrie, tu n-ai avut curaj. Nu. Pentru că nu m-am văzut aptă până în punctul ăsta, dar uite că a venit la 33 de ani, în momentul în care am învins teamă. Pentru cine mai gătiți? Am o familie și întregi prieteni în jurul meu. Și asta este cea mai bună farfurie pe care o faceți? Nu, ei? O să vă spun că acest preparat a fost așa, din două motive. Pentru domnul Bontea, rețeta e a dumneavoastră. Sau cel puțin, da, am încercat să o aduc în punctul. A făcut ceva de genul ăsta? Da. Unde, când? Acasă, într-o zi, filmat pe YouTube. A, e posibil că la câte nu mai țin minte, că am o vârstă, nu știu. Piureul este rețeta dumneavoastră. A, apreciez. Și cresul e al meu. La tine nimic. Da, da. Deci la o vreme încoace nimic. Are, aveți acasă cuibul cald, masa caldă, perna caldă. Asta e răzbunarea admiratoarelor, ca bravo, să știi da. Și data. Nu mai primești nimic. Mi-a făcut rugăciunea, doamna. Ți-ai făcut rugăciunea? Genul ăsta de mâncare îl fac gospodinele de regulă. Nu-mi da senzația ca să fiu o gospodină și atunci parcă aș vrut să văd altceva. Ok. Hello. Voia foarte tare să vă cunoască. Ea e fetița mea și voia să vă cunoască. Hello. Așa că vă lasă, domn prieteniți, mai bine. Te-am întrebat de familie pentru cine gătești. Nu ne-ai spus nimic despre fetița. E fetița mea. Îmi cer scuze din cauza emoțiilor. Vedeți-mă, sunt copleșită. Cum te deși cheamă? Încerc să fie constructive. Sofia. Bună, Sofia. Bună. Câți ani ai, Sofia? 8 ani și jumătate? Da. 8 ani și jumătate. Fetița mea este ceva ce eu nu credeam vreodată că Dumnezeu poate să mă binecuvânteze în halul ăsta. Eu zic că până la 8 ani am crescut-o cel mai mișto. Pe lângă faptul că mi-este premiantă, în față e de o inteligență ieșită din comun. Nu că n-ar avea cu cine să semene. E foarte ascultătoare, așa. Are o credere extraordinar de mare în ea. Ea știe că dacă ea vrea ceva sau își dorește ceva sau orice ține de ea, ea știe că ea o să se întâmple. Mi-aș dori toți părinții să aibă un copil ca al meu. Ce va, Sofie? Toate bune? Mami gătește frumos și bine acasă? Da, foarte bine. Și eu îi dau nota 1000, pentru că acasă 1000. Gătește foarte bine. Ce gătește? Mai spune-ne și nouă, că aici mie îmi place foarte chiftele. Mult cum gătește chiftelele și pastele. Și în afară de asta mai face ceva? Da, face și cum ar fi salată de biof, salată de cartofi, vinete și zacuscă și alte chestii. Și deserturi ce știe să facă? Tiramisu, plăcintă de mere, plăcintă de dovleac. Bravo! Și nu știu dacă asta se pune la desert și știe să facă și înghețate. Opa! Opa! Păi și ăla-i tot desert. Mi-a părut bine să te cunosc. Haide, ia-ți la revedere! La revedere, Sofie! Să vedeți, mami! Ok, despre mâncare. Mâncărica așa... de gătit acasă, da?
Nu mai pot. Nu mai am genul. Nu cred! Chifteaua. Foarte gustos. Mulțumesc, mulțumesc, șef. Foarte gustos. Foarte gustos. Chifteaua. Cred că trebuie să mai fierbă un pic. Nu cred, deci mi-a stat maxim. Am crezut că n-am avut. Baftă multă. Mulțumim și noi. Chiftele vetoare. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.